Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit aici la un nou episod din Rise of the Tomb Raider. Băi, am rămas aici. Și după câte mi-aduc eu aminte, trebuie să... Ușor. Trebuie să trag acolo. Aia ar cam fi... Una. Două. Trei. 4. Acum trebuie să sărim pe ele. Sper să-mi iasă, pentru că ce naibă asta, ce per că nu, mersi. Ok. Bun. Perfecto. Bun așa. Hai și cu asta. Bun, 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 bun. Perfect. Am reușit să trec. Destul de ușor. Apropo de chestia asta. Dacă v-ați uitat la episodul de acum două zile din Far Cry Primal. Știți că am zis că o să vă pun un link în descriere către Stropol. Să votați ce joc vreți să fac pe canal. Pe lângă cele pe care le fac momentan. Am văzut că au votat 4 persoane. Și momentan pe primul loc este, asta să mă uit un pic aici. Ei, pot să-l iau pe ăsta, ce-mi dă ăsta? Reinforcement, oh, nice. Da. Deci au votat 4 persoane și momentan pe primul loc este. Stați un pic, am uitat cine e pe primul loc, ce joc e pe primul loc. Știu că pe locul 2 sunt două jocuri, Dishonored și Last Man Standing, au același punctaj, ca să zic așa. Dar nu mai țin minte ce joc e pe primul loc. Deci chiar nu mai țin minte. Oricum, puteți să votați până duminică, inclusiv duminică, cred că ori înainte, ori înainte de live, ori după live. O să văd care e pe primul loc și pe al doilea loc. Alea vor fi pe canal. Mamă, cât step de ăștia pe aici, ești nebun. Sincer, nici nu mai știu ce jocuri am băgat la vot. Am băgat Last Man Standing, am băgat Dishonored, am băgat parcă Bioshock, dacă nu mă înșel. Încă ceva. Battlefield 1, mă, Battlefield 1 e pe primul loc. Pe locul 2 sunt două jocuri. Dacă or să fie în continuare două jocuri pe locul 2, voi fi nevoit să aleg unul din ele. Și în caz că rămâne Dishonored și cu Last Man Standing, cred că o să aleg Dishonored, pentru că Last Man Standing-ul am observat că îl joacă ceva oameni și... Na. Bine, ideea e că Last Man Standing. Dishonored-ul e primul joc, nu e ăsta al doilea. 2-ul nu l-am momentan. E destul de scumpuț pentru mine momentan și da. Dar o să-l jucăm și pe ăla, nu vă faceți griji. Așa. Băi, ce Dumnezeu e zona asta? Trebuie să fiu atent acum pe unde naiba săr și cum săr, pentru că, da. Ok. Bun. Ceva de luat de pe aici? Nu e nimic de luat, nu? Perfect. Să merg mai înainte. Oh, fuck. Și aici avem un puzzle. Și trebuie să-mi dau seama ce trebuie să faci la acest puzzle. Alea te poți sui pe ele și mai mult ca sigur ori să se învârtă. Dacă nu mă înșel eu, trebuie să ajung acolo, nu? Cred. Ia stai Q. Nu-mi spune, îmi spune de chestia aia, dar bănuiesc că sus acolo, pentru că altă variantă să ajungi undeva, să te poate cad pe aici. Deci altă variantă să ajungi undeva nu ai. Acolo bănuiesc că ajungi degeaba.
Sau trebuie sus de tot, că văd că mai sunt și acolo chestii. Dar putea să trebuiască să ajung sus de tot, adică pe undeva pe acolo. Pe podul ăla mă gândesc. Da. Va trebui să trag de asta. Prinde-te! Da, trebuie să trag de două ori de chestia aia. Bă, așa e când joci pentru prima oară jocul. Chiar dacă l-ai mai văzut la cineva, sunt zone pe care nu le mai știi. Eu, spre exemplu, zona asta o cunosc, am mai văzut-o la youtuberi care au mai făcut jocul. Dar faza e că nu m-am uitat la tot. Ok, perfect. Mă, dacă nu mă înșel, eu trebuie să sar jos pe asta. Să mă duc acolo. Trebuie să ajung cumva, dacă nu mă înșel, sus acolo. Pentru moment. După aia mai sus. Bun. Alea nu pot să trag de ele. Și nici n-am cum să trag de pe chestia asta. Deci singura variantă e să faci ceva de genul ăsta. Și acum... acum da. Ce trebuie să faci acum? Dacă trag de asta... dar e faza e că nu poți să tragi în momentul când stai pe bârna asta. Deci eu nu pot să scot arcul acum să trag. Dacă fac așa... Ok. Mă gândesc că trebuie să poziționez și astea cumva. Ca să te... Poți urca pe ele sau chestii. Aia nu poți să tragi de ea oricum. În schimb poți să tragi de asta. Și o să trag și de asta. De chestia o să mă pot prinde cu frânghia. Însă... Încerc să duc asta cumva ceva de genul ăsta și de aia să mai trag o dată. Sau de mai multe ori. Trebuie să aduc aia cumva. Cred că așa e ok și sar de pe chestia aia, mă prind cu frânghia și ar trebui să ajung cumva acolo. Sau pe aia. Nu pe aia, trebuie să ajung. Bun. Bun. Mai ideea e că trebuie să o iei un pic logic, adică nu e greu, știi, dar trebuie să o iei logic. Și să-ți dai seama unde ar trebui să ajungi și în momentul ăsta eu dacă săr și dau cu frânghia, perfecto. Și acum trebuie să săr pe aia. E foarte simplu. Pentru moment. Dar sunt unele puzzle-uri atât de grele încât trebuie să stai ceva la ele. Am impresia că ăsta la un moment dat o să înceapă să se miște. Și o să trebuiască să sar cumva. Dar până atunci... Uf! Am uitat că aici trebuie să dau de două ori space ca să sară mai sus. Hai să vedem ce avem aici, niște bani. Și de aici am impresia că o să dau drumul la chestia aia. Ok, o să-i dau și interact imediat să văd ce mai e pe aici. Nimic interesant de luat sau așa, uite. Exact ce ziceam. După aia o să trebuiască să sar aici. Să mă prinde chestia aia, bănuiesc, altă variantă nu am. Trebuie să prind momentul ăla, știi? Gata, acum o să înceapă să miște. Îi dăm așa. Dar trebuie să trag de ea sau să împing? Sincer... să împing mă de ea, ok. Îi dăm drumul.
Și trebuie să o scoatem și pe aia de acolo ca să înceapă asta să se miște. Deci cam asta e chestia. De aia nu poți să tragi. Deci nu poți să tragi în ea să o miști. Pe asta nu. De că toate astea or să înceapă să se miște la un moment dat când o să scot podul ăla. Hai să încercăm varianta care am zis-o eu, adică să mergem așa, să-i dăm așa, să-i dăm cu frânghia și pac. Easy. Easy peasy. Or dăm moment. Și acum luăm frumos și podul ăsta. Este aia. O să înceapă să se miște exact ce am zis eu. Dă-i drumul. Vedem dacă e ceva pe aici. Ok. Bă, aici e o. E o da, stai, ești nebun. Ce naiba. O să-i dau. Ok. Păi, în seara asta, în jur de 6-7, pe undeva pe acolo, mă gândesc să fac un live de vreo 2-3 ore. Acu-i acu. Acu-i acu. Trebuie să știi când să sări pe. Hai de cap, nu. Deci nu vreau să mă gândesc, ești nebun. Cred că trebuie să-mi dau seama pe ce trebuie să mă duc. Trebuie să ajung pe podul la sus, exact unde am zis eu. Ok, și acum? Că pe chestia. Trebuie să prim momentul de aici acum. Bun. Mă, nu e așa greu, tenis. Trebuie doar să-ți dai seama unde. Sper să nu cadă. Sper să nu cadă. Da, fail. Aia trebuia să sări, dar am sărit prea târziu. Sper să mă dea. Se mișcă, se mișcă, e perfect. Fail again, glumești cu mine? Hai, frate. Ok, hai, mișcă totodată. Bun. Trebuie să o las să se ducă mai încolo ca să. Perfect. Unde e? Tocmai ce a trecut, glumești cu mine? Trebuie să știi când să sări la fazele astea. Trebuie să sări perfect. Dacă ai greșit un pic, te-ai dus. Uite, eu cred că trebuia să sar în momentul ăsta. Asta dacă e. Bă, cred că ajung, da. Trebuie să se prindă cumva de aia, zic și eu, nu? Iar am greșit, glumești cu mine? Perfect. Think, Lara, think. A, uite că și spune ea now, știi când să îți dai drumul pe chestia aia. Deci pe C. Bun. Când spune now, pac. Ok. Bă, era să comit aici, dar până la urmă. Până la urmă a fost ok. Dacă sar pe aia, sar degeaba, pe aia de acolo n-am cum. Singura chestie pe care pot să sar e asta. Cred că. Aia mi se pare că pot să mă cațăr pe. Nu ai zice pe stâlpul ăla. Ok, trebuie să-mi dau seama acum pe ce trebuie să sar eu aici. Frate, ești nebun? Trebuie să știi când să o iei la fugă, pentru că. Da. Prinde. Ok, ok. Holy shit. Acum, dacă nu mă înșel, trebuie să sar pe aia. Pentru că mai sus n-ai cum. De unde să sar de aici mai sus.
Exact ce am zis. Bun. Hai să o luăm așa ușurel. Ok, ține-te. Oh my god. Holy shit, am ajuns aici. Trebuie să ajung acolo sau mai e vreo din asta? Aia e închisă. Success! Am o chestie de acolo. Am artefactul ăsta care mai mult ca sigur e o biblie, pentru că de ce nu? Oh my god. Ce sens? O biblie, pentru că da. Glumești cu mine un codex? Bizantin, what? Increase the number of arrow that can be repeated. Așa. Poți să poți să tragi mai rapid cu săgeți. Ok. The fuck, a căzut ăla aici nebun. Să luăm și banii ăștia. Așa că hai să o luăm pe aici. Băi, zăpadă. Bănuiesc că nu pot să mă sui pe aici, nu? Ok. Da, asta, deci practic eu nu trebuia să mă dau jos de aici. Trebuia doar să... Bă, și cum ar trebui eu să ajung acolo? Îmi glumești cu mine? Ok. Perfect. Mă tragem frumos. Una acolo și una acolo. Perfect. Se aud clopote sau ce? Ok. Să ne dăm... Bă, sper să nu fie vreun urs pe aici. Deși nu prea am văzut urși prin zone de genul ăsta, adică unde sunt construcții și chestii. Ok, ăsta nu pot să-l iau. Full, perfect, am săgeți full. Ce-i zona asta, frate? Bă, arată prea șmecher. Ok. Bun, așa, ne urcăm până sus. Mamă, cât de bine arată gheața asta. Oh fuck, sunt ăștia aici, glumești cu mine? Și zona asta o să trebuiască să mă bat cu toți aici. Bine, nu chiar în momentul ăsta, dar o să trebuiască să mă bat cu ei. Sunt al naibii de mulți. Chestia aia se rupe pentru că așa e scriptat. Ok, și unde Dumnezeu ar trebuie să mânc acum? Glumești cu mine? Toate alea se rup? Nu știu dacă trebuie să mă duc în partea asta sau în sus. Holy shit, a sărit ești nebun. E ok. E ok, e bine aici. E bine, e perfecto, e perfecto. Ok. Bă, am dat astea full, cum n-ai bă, ești nebun? Nu știam că pus aia astea full. Și ăsta e full, glumești cu mine? De ce e atât de sexy Lara? De ce? Mamă, câta căpățână e acolo. Mamă, câți dă ăștia, ești nebun? Ok.
Am impresia că o să mă vadă unul la un moment dat și să vezi după aia. Ok, și acum trebuie să mă duc jos sau trebuie să mă duc pe gheața aia? Că aici e cam... What? Ok. Pe gheață se pare că trebuia să mă duc. E bine. Mai să o luăm pe aici. Sărim pe buza lui ăla. De aici. Ok, pe aici. Campfire. Asta e super bine. E super bine. Campfire. Kill point n-avem. La weapon n-avem. Bă, dar stai puțin. Mi-a dat cam dat staff-ul. Cum n-am nimic la weapon. Sau se fac din altă parte alea. Știu că mai era o variantă să faci inventory, ammunition și equipment. De aici nu pot să fac nimic, iar la ammunition, bă, uite, bă, pot să fac de aici, what the fuck. Ah, pot să le craftez de aici, mă, da, am full. Craft și de aici la equipment nu pot să fac nimic. Ok. Dar am chestiile alea full. În fine. Nici nu mai știu de unde am venit. Ah, de acolo. Bun. Cam atât cu acest episod din Rise of the Tomb Raider. Nu uitați să lăsați și voi un like dacă v-a plăcut episodul și dacă vă place jocul. Nu uitați de live-ul de la ora 6, cred că la 6 o să-l încep. Poate și mai devreme, nu știu. Deci, oricum, dacă sunteți abonați și ați apăsat acel clopoțel, o să primiți notificare când sunt live. Nu uitați de link-ul din descriere să votați jocul. Eu am fost Asasinul și până la următorul video, numai bine!